Dragi telespectatori, bine v-am găsit! Care sunt motivele și condițiile pentru obținerea divorțului? Ce acte trebuie atașate la cererea de divorț? Ce înseamnă, în practică, anularea căsătoriei? Care sunt efectele juridice ale separării legale? Se poate apela la mijloace alternative extrajudiciare pentru desfacerea căsătoriei? Vă invit să rămâneți alături de noi, în direct, aici, în emisiunea Oamenii și Legea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru că veți afla sfaturi juridice practice, recomandări și răspunsuri la întrebările adresate prin scrisori, mesaje la numărul de WhatsApp 0728754133, precum și la adresa de mail oamenisilegea@rontvr.ro. De asemenea, ne puteți suna în direct la telefonul telespectatorului 0734449399. Este important să știți, dragi telespectatori, că vom răspunde doar la întrebări care nu au legătură cu dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. Așa cum ați aflat deja, tema de astăzi vizează divorțul în arii largi, aș putea să spun. Deci vă așteptăm, dragi telespectatori, să ne sunați, pentru că am un invitat special alături de mine. L-am invitat pe domnul avocat Ștefan Moțec, avocat din Baroul Timiș. Bine ați venit, domnule avocat! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Eu de fiecare dată spun, domnule avocat, că această masă a profesioniștilor are de fiecare dată numai oameni din special și din toate zonele țării. Și mă refer la specialiști. Și dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Mulțumim frumos. Cred că masa aceasta are valoare prin prezența dumneavoastră constantă și continuă și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc mult, mult de tot vă mulțumesc, pentru că, iată, sunt atâtea teme pe care oamenii vor să le afle din emisiunea Oamenii și Legea și multe mesaje și recomandări din partea telespectatorilor au vizat și latura aceasta a divorțului. Și acum mă și întrebam, de fapt v-am întrebat înaintea emisiunii, înainte să începem emisiunea, în zona Banatului mai divorțează oamenii? Cum este? Din nefericire, cred că așa aș începe această temă pe care o abordăm astăzi, din nefericire divorțează oamenii și în Banat, și în Timiș, și în Timișoara. Și este o instituție juridică, dar care are sigur implicații sociale, familiale destul de adânci, de profunde. Divorțul poate să fie și o soluție la anumite probleme, deci are și o conectație pozitivă în anumite contexte, dar sigur că plecând de la bază, de la familie, divorțul este un incident, este o nereușită, dacă e să păstrăm cadrul larg al discuției. Da, lumea divorțează, deși poate mai nou nu se mai ajunge la divorț pentru că nu se mai încheie nici căsătoria. Am observat, chiar așa este, să știți. Dar știți ce am mai constatat eu? Și chiar telespectatorii, oamenii ne mai scriu, sunt situații în care divorțul intervine chiar după foarte mulți ani de căsnicie. Chiar 20, 25, au fost și 30 de ani, zicea cineva, chiar 40. Ați avut vreo speță? Sunt situații, da, sunt situații și am și avut cazuri, deși căutăm să, adică când suntem confruntați cu solicitări de această natură de a divorța, căutăm să ajutăm cel care ne contactează să se mai gândească, să se împace, să caute soluții. Dar, într-adevăr, sunt situații în care, după o perioadă foarte lungă de timp, copiii mari, deja poate la casa lor, oameni maturi din toate punctele de vedere ajung la divorț și atunci îți pui întrebarea cum a fost viața lor. Sigur, sunt situații particulare care pot fi categorisite în anumite paliere. Viața poate a fost relația de familie a fost inexistentă, în sensul că fiecare și-a văzut și la un moment dat n-au mai putut în felul acesta. În alte situații a apărut un incident la un moment dat, da, și deși a fost o viață oarecum în niște parametri normale, ai putea să spui și relația familială, dar apare câte ceva, un dereaj, un bruiaj și strică tot. Răul
foarte ușor poate să strice lucrurile bune. Așa că pentru bine, pentru familie, pentru continuitate, trebuie să lupți până la capăt. Așa este și sunt în acord cu dumneavoastră. Dragi spectatori, vă invit să ne scrieți mesaje, vă invit să ne sunați dacă aveți vreo situație delicată și nu găsiți calea, poate cumva putem veni noi cu răspunsuri către dumneavoastră. Aș vrea de data aceasta, pentru că tema mai fost dezbătută, să vorbim din punct de vedere procedural, adică să știe oamenii așa pas cu pas ce au de făcut dacă se ajung la un moment dat în această situație și nu știu cum și în ce mod să divorțeze. Pentru că, iată, au mai multe variante de divorț. Recomandat ar fi să nu se ajungă în instanță, pentru că sunt traume suficient de puternice, durează foarte mult, bani cheltuiți, au și alte variante. Și aș vrea să le luăm pe rând. Și, bineînțeles, vorbim și de divorțuri fără copii, dar, în mare parte, și cele mai dure sunt divorțurile cu minori. Acelea sunt cele mai dure. Într-adevăr, acolo există implicații care poate să dureze toată viața pentru cei minori sunt afectați, da, în cele mai multe cazuri, cu mici excepții, așa că este un subiect foarte sensibil. Dacă este vorba de un cuplu, o familie care au ajuns în punctul în care își pun această problemă de a divorța, da, până să se ajungă la procedurile care sunt reglementate de codul de procedură civilă, primul sfat pe care aș putea să-l dau și în practică îl și dăm, încercăm acea conciliere, încercăm o stabilire a unui cadru în care să aibă loc o discuție, fie în prezența avocatului, că de regulă, sigur, acum cu toții ne pricepem la de toate, dar oamenii s-au obișnuit totuși că este bine să apelezi la specialiști și așa sigur este, că avocatul este primul la care te duci cu gândul când este vorba de divorț. Da. Și atunci când ajungi la avocat, și asta e o îndrumare, un sfat și pentru colegii noștri, să căutăm să aducem un cadru în care poate să ajunge la pace, la înțelegere. Să nu profităm de problema unui om, da, și să o amplificăm poate ca să avem câștig de cauză. Ce mă bucur, suntem doi oameni care practica, demonstrează practica judiciară și eu și dumneavoastră, ca primă recomandare este aceea de a merge pe calea împăcării, concilierii. Trebuie să ne gândim că acea decizie pe care o vom lua inițial poate să ne marcheze pe viață. De ce să nu simplificăm lucrurile și să fie totul bine de la început? Dar, domnule avocat, vom continua discuția după ce ascultăm mesajul, sau mă rog, problema pe care o are telespectatorul care ne-a sunat acum. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Marcel este numele meu. Bună ziua, domnule Marcel. Din Prahova? Nu, da, din Breaza. Breaza, se chiar. Da, șapte, am înțeles. Cum s-ar spune. Spuneți-ne, ce problemă aveți? În urmă cu mai mulți ani, 15-20, era soare pe strada noastră. Ne-am mutat din București, am vândut o căsuță și am luat la Breaza. Da. Ceva mult mai mare, mult mai frumos. Să-mi feresc copilul de ce era atunci prin București, a crescut frumos. Pe la vârsta de 14-15 ani, având el, au venit și norii puțin pe strada noastră, ca în orice familie. Da. Soția, atunci, deci nu soția, acum consoarta mea, i-am fost în concubinaj. Da, nu contează. A început să-i dea băiatului țigări, eu am fost împotrivă, întotdeauna am fost anti-tabac, anti-alcool. Da. Acum ea a plecat, văzând norii care se apropie la București, la niște surori, și au convins și băiatul să vină. M-auziți? Da, vă ascult. Da. Deci ați conviețuit împreună cu doamna cât, 14-15 ani sau mai mult? Copilul cât are 16, acum? 17, acum are peste, are 25 de ani. Băiatul? Băiatul meu, da, după vreun an după ce a plecat, însă a spus și eu plec acolo, tată, că ei îmi dau țigări, îmi dau și un bănuț și tu îmi dai bani, dar îmi ceri pentru asta. Da, rugămintea mea e să fie pe scurt povestea, ca să putem să vă și răspundem, că o să vină publicitatea repede și nu o să mai povestea putem după aceea. Următoarea. Eu când am făcut actele casei, i-am dat jumătate.
Da. Da? Deci unul pe doi. Da. Ca să fie în caz de ceva, pățesc eu ceva, să rămână ea, să n-aibă probleme. În fine, și invers. Acum, când norii au venit, dânsa a plecat, eu nu pot să fac nimic. Dânsa nu vrea nici să-și vândă partea, deși are o mulțime de doritori. Eu n-aș vrea să... Deci pe actul de vânzare-cumpărare sunteți coproprietari, da? Da, unul pe doi, unul pe da. Doi. Așa și? Curte uriașă, o casă mare cu două intrări. Noi am împărțit-o între noi, în bună înțelegere, așa fără acte. Ne respectăm în fiecare zona lui. Da. Ideea este că eu sunt legat un lanț invizibil de treaba asta. Orice doamnă binevoitoare care ar vrea să fie cu mine... mă întreabă pe bună dreptate. Păi cum, dacă ea vine... Da, trebuie să ieșiți din indiviziune, cum s-ar spune. E, dar asta și... nu poți să explici decât unui om cu studii juridice cât de cât sau care a pățit ceva. Domnul Marcel, așa, da, dar dumneavoastră știți că dacă n-ați avut posibilitatea să vă înțelegeți, puteți acționa în instanță. Asta vreau să vă spun. Eu am plătit tot, mă scuzați, am plătit tot până acum și la fisc și peste tot. Problema e că nu peste tot se dă chitanțe cu numele celui care plătește. Mai nou, la fisc se dă. Problema e că eu nu vreau să le fac rău, dar nu pot comunica. Sunt oameni care răspund cu totul disproporționat la cel mai mic argument contrariu așteptărilor lor. Da, am înțeles. Întrebarea ar fi ce aveți de făcut din punct de vedere juridic? Întrebarea ar fi am altceva de făcut sau doar instanță? Să-mi iau casa sau să-mi fixeze o sumă, să le dau și să pot beneficia. O să vă răspundă domnul avocat Ștefan Moțe, care este alături de mine aici în studio. Domnule avocat, ce-i recomandați? Nu este un caz singular. Da. Nu, probabil că nu vă încântă lucrul ăsta, că nu sunteți un caz singular. Sunt multe situații de genul acesta în care o parte dă dovadă de bună intenție, de bunăvoință și de bună credință și cealaltă parte e refractară sau respinge orice comunicare și ajunge într-o zonă așa aproape absurdă. Da. Soluția pe care vă sugerez în cazul acesta, sigur, este varianta standard, formularea unei acțiuni de ieșire din indiviziune în instanță, dar în prealabil ar fi cel puțin una sau poate chiar două etape preliminare pe care le-ați putea încerca. Faptul că nu v-a răspuns solicitărilor și propunerilor pe care le-ați făcut, ați putea să apelați la un avocat care să facă o convocare, o notificare, convocare ușor motivată în drept, ca să dea anumită greutate și fosta concubină, partenera dumneavoastră, s-ar putea să se gândească un pic și acolo, sigur, în notificare, noi avocații facem o mențiune că în cazul în care nu veți da curs, vom recurge la instanța de judecată, ceea ce vor fi anumite costuri care în cele din urmă le veți suporta și așa mai departe. Și s-ar putea să dea curs, cel puțin să vă așezați la masă și să discutați. Este o încercare și a doua variantă pe care vă propun este să recurgeți la un mediator. Mediatorul este un profesionist care are tocmai acest rol de a încerca medierea părților. Unul dintre avantajele instituției medierii este acela că abordează problema echidistant, deci șansele de a răspunde fosta parteneră la propunerea dumneavoastră sunt mai mari decât dacă va primi o notificare din partea unui avocat. Un mediator bun, profesionist, care pune suflet în ceea ce face, are mari șanse de câștig să vă aducă la masa discuțiilor, negocierilor și inclusiv să se încheie un acord de mediere care are foarte multe avantaje. Dacă mergeți în instanță, sunt cheltuieli pe care trebuie să le avansați, timp pierdut, se acutizează problema, fiecare își luptă pentru dreptul lui. Ori, la mediere, costurile sunt mai mici, taxele de timbru sunt mult diminuate și actul de mediere, consfințit de instanța de judecată, reprezintă sau sub altă formă reprezintă titlul executoriu care poate fi pus adică să producă efectele pe care le urmăriți. Încercați printr-un avocat, dacă nu printr-un mediator. Este notifică. Da, 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 domnul avocat v-a dat cele mai bune argumente. Da, aș putea totuși să o mică repede, o mică întrebare adiacentă, vă rog. Așa. Foarte mult. Deci, având atunci eu treabă multă cu muncitorii, am trimis-o pe dânsa să facă contractul la gaz. Gazul nu e plătit de vreo 3 ani și este oprit. Eu nu pot lua gazul pe numele meu pentru că e contractul totuși al dânsei, chiar dacă nu l-a plătit.
Îmi puteți spune ceva în legătură cu asta, domnule avocat? În calitate de coproprietar, puteți să explicați furnizorului de gaze naturale situația și în mod cert veți găsi înțelegere, pentru că este și interesul lor să-și activeze furnizarea de gaze, să producă, mă rog, activitate, să desfășoare. Deci eu cred că la furnizorul de gaz veți găsi înțelegere, dacă îi veți aborda. Da, este cea mai mică problemă aceasta. Și un simplu telefon acolo și vă vor spune ce aveți de făcut. Mai greu că sunt roboți care ne răspund. Mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru emisiune și să o faceți puțin mai lungă, că e prea puțin timp pentru câți oameni au probleme și față de alte emisiuni fără importanță. Da, vă mulțumesc că ne urmăriți, domnule Marcel, și vă doresc mult succes, să ne sunați, să ne spuneți că ați rezolvat, da? Într-un moment. Bine, numai bine, la revedere. Da, iată, sunt probleme cu care oamenii se confruntă, domnule avocat. Înțeleg că o să mergem într-o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat, dragi spectatori. Am revenit, dragile spectatori, discuția noastră continuă și în publicitate normal, că așa facem mereu. Alături de mine în continuare este domnul avocat Ștefan Moțec, este avocat în baroul Timiș. Și mă bucur foarte mult, iarăși spun, când am avocații alături din toată țara. Domnule avocat, interesantă speța de mai devreme cu domnul care ne-a sunat și domnul Marcel. Și m-aș bucura să apară soarele pe strada dumnealui, dar m-aș bucura să apară soarele în viața tuturor celor care, din nefericire, trec printr-un divorț. Și mai ales atunci când vorbim de copii, de minori. Aș vrea să vorbim puțin despre divorțul prin acord, care se poate realiza în mai multe moduri. Într-adevăr, divorțul prin acordul părților presupune, în primul rând, acordul părților, de acolo se pleacă, în sensul că în prealabil este o înțelegere între soți în ceea ce privește divorțul și aspectele secundare divorțului. Iar modalitatea practică de a atinge acest rezultat, de a divorța prin acord, se poate realiza la ofițerul de stare civilă. Este o procedură simplificată, fără costuri, fără martori, fără probe. Cu condiția să nu existe minori. Cu condiția, și aici este diferența față de următoarea modalitate pe care o vom spune, să nu fie copii din acea căsătorie. Da. În cazul în care sunt și copii din căsătorie, indiferent de vârsta copiilor, sigur să fie minori, divorțul prin acordul părților se poate realiza în fața notarului public. Deci este o a doua modalitate reglementată de legislația procedurală. E o procedură simplificată în sensul că ambii soți ar trebui să meargă la un notar să depună o cerere pentru deschiderea dosarului de divorț la biroul notarial. Și trebuie să meargă împreună. Și trebuie să meargă împreună în acest, tocmai ca să se ia consimțământul părților pentru demararea acestei proceduri. Notarul înregistrează această cerere și stabilește un termen de 30 de zile, este un termen stabilit de lege, un termen în care părțile, soții pot să mai se gândească asupra deciziei pe care au luat-o, în sensul că pot reveni. Deci este un termen în care pot reveni asupra deciziei de a divorța și în cazul în care revin, practic se închide dosarul la biroul notarial și divorțul nu se va pronunța. Dacă, în schimb, își mențin această opțiune după trecerea termenului de 30 de zile, la data care va fi stabilită de notarul public, trebuie să revină din nou în persoană la biroul notarial pentru a confirma această dorință și să li se ia înscris prin semnătură această decizie. Da. Procedura notarială are în vedere și realizarea unei anchete psihosociale. Obligatoriu atunci când sunt minori. Da. Și trebuie să fie soluționate și celelalte cereri accesorii cererii de divorț, care vizează numele soților după divorț, domiciliul copiilor. Să explicăm puțin numele, asta înseamnă că optează să-și păstreze numele. Să-și păstreze sau să revină.
revină, sau la, revină la numele anterior. Dinaintea încheierii căsătoriei. Căsătorie. Iar în ceea ce privește pe copii, domiciliul copiilor este un element important. Da. Și legat de domiciliul se va face și ancheta psihosocială de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei de la domiciliul respectiv. Trebuie stabilit relația părinților, părintelui care, la care nu locuiește copilul în mod curent. Un program de vizitare pensia de întreținere, contribuția celuilalt părinte, deci toate aceste elemente. Exercitarea autorității părintești, care la modul de regulă general, trebuie să fie obligatoriu să fie împreună. Coordonată toată această relație dintre părinți, chiar dacă ei divorțează, ei rămân părinții copiilor. Așa trebuie să se întâmple. Sigur, copiii vor locui în cu prioritate și în mod permanent și constant la unul dintre părinți, dar cu posibilitatea de a își petrece timp, după cum vor stabili, în anumite weekenduri, în anumite zile din săptămână, o anumită perioadă din vacanțe. Da. Și sigur, aici este o libertate destul de mare, cu condiția să fie în interesul copiilor. Da. Aici e un aspect important. Notarul trebuie să verifice că înțelegerea părților în ceea ce privește copiii, nu, înțelegerea aceasta nu este împotriva intereselor copiilor. Da, de regulă nu se întâmplă în practică, dar este obligația notarului să verifice. Inclusiv dacă raportul de anchetă psihosocială evidențiază anumite aspecte negative care nu sunt suficiente, care să asigure nevoile copiilor, atunci notarul închide dosarul și recomandă soților să apeleze să adese instanțe de judecată ca să se tranșeze acolo care este interesul copilului în așa fel încât să se dea o hotărâre. Eu aș mai recomanda, ca să vă completez, hai să nu spun obligatoriu, vorbesc din practica judiciară, recomandat este ca părțile, ambele părți, să aibă alături un avocat. Avocatul este cel care poate să observe orice scăpare, iar acea convenție care se încheie, raportat la cererile accesorii, trebuie să fie foarte bine făcută. Ce-am remarcat... Să nu ajungă după aceea în instanță, că ca și acolo cu confirmarea ceea ce ați menționat, chiar și părțile, chiar dacă s-au înțeles, recurg și vin cumva să se asigure și la un avocat că înțelegerea lor este, pe de o parte, în parametri legali, deci cumva și ei sunt curioși care sunt limitele, până unde pot să merg cu negocierea. Și atunci, unii dintre părții, dintre clienții avocatului, chiar insistă să fie asistat și la notar, ca să se asigure că totul e în regulă. Se creează o anumită relație de încredere. Sigur. Între domnul avocat, ne-a scris un telespectator, spune așa: bună ziua, la instanța de fond copilul era minor, până în apel a devenit major. Este element de noutate menit să schimbe hotărârea de la fond? Nu schimbă hotărârea. Acum depinde ce are în vedere când face referire la hotărârea de la fond. Faptul că a fost minor, hotărârea care s-a pronunțat l-a vizat și pe el cu toate drepturile care i s-au recunoscut. Când devine major, are anumite drepturi pe care și le poate exercita în mod liber. Da. Și atunci hotărârea de divorț... Dacă sunt anumite elemente care îl favorizează, probabil pensia de întreținere m-aș duce acolo, dacă merge la facultate. Pensia de întreținere nu este afectată. Faptul că a devenit major nu este afectată. Dacă continuă studiile, are dreptul de a beneficia de această facilitate. Și mai mult decât atât, poate să și majoreze chiar copilul dacă veniturile sunt mult mai mari. Sigur, periodic există, deci nu există autoritate de lucru judecată în ceea ce privește suma stabilită sau procentul stabilit. De-a lungul timpului această sumă poate fi revizuită fie amiabil, prin acordul părților, fie prin instanță. Observația ar mai fi că băiatul, sau mă rog, copilul devenit deja major, această majorare o poate face singur. Majorare la pensia de întreținere, mă refer, da? Pentru că nu mai este minor și atunci poate să-și exercite toate drepturile de pline. Avem un telefon, înțeleg, domnule avocat. Să vedem cine ne-a sunat. Alo? Alo? Pe română, doamna avocată. Bună ziua, domnule avocat. În urmă cu mai mulți ani, fosta soție... Cine sunteți? Cum vă numiți? Numai puțin. Cum vă numiți ca să putem comunica? Valer din Târgu Mureș. Domnul Valer, Târgu Mureș. Așa, spuneți-mi. Așa. A băgat la divorț. Și ea, între timp,
mai ales în timpul partajului, s-a prietenit cu judecătorul. Locuiau la un 50-60 de metri distanță unul de altul. Și se culca cu el. Doar o secundă. Mai puțin, domnule Valer. N-am prea înțeles în studio ce a spus aici. Nu v-am auzit bine. Asta... se culca cu judecătorul. S-a încurcat cu judecătorul. S-a cuplat cu judecătorul, ceva de genul. Așa. Da. Și? Și la sfârșitul... divorțului i-a dat ei tot, apartament, toate bunurile. Da, o problemă, nu glumă. Deci, acum aveți, s-a terminat dosarul? Eu am participat 75%, am plătit niște majorări la apartament în timpul divorțului, când eram separat. Am înțeles. Dar dosarul este finalizat acum? Încheiat de mult din Bine, că altfel nu puteam să comentăm pe un dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată. Dar știu. Dumneavoastră vreți să știți cât de moral a fost și cât... Dar n-ați avut apărare, pentru că putea să invocați niște... Vă ajuta codul. Vă înțeleg foarte rău. Nu vă înțeleg bine. V-am întrebat, ați avut apărare, ați avut avocat în procesul de divorț? Am avut de toate, da, am avut. Și domnul avocat nu a apelat și la recuzarea judecătorului? Nu mai avem ce face, deja se știa în tot tribunalul despre acest caz. Nu, problema v-a afectat pe latura partajului, partajului, pentru că de divorțat nimeni nu e obligat să rămână într-o căsnicie. Dar probabil, zic și eu acum, vorbesc neavând documente în față sau... Domnule avocat, să le ascultăm pe domnul avocat Ștefan Moțec, să vedem ce analiză poate să facă. Acum vorbim teoretic. Și poate sunt alte persoane în situații similare. Exact, sau... domnul nici mai poate, nu are ce să facă. Dar, sigur, pot fi situații de genul acesta și e o dovadă faptul că a spus domnul Valer. Aici, ce s-ar fi putut face la momentul respectiv, sigur, cu dovezi, acum nu știu în ce măsură s-ar putea dovedi, să se ceară recuzarea judecătorului, pentru că este un caz de incompatibilitate, această relație între fosta dumneavoastră soție și judecător, care, am înțeles, a și soluționat cauza care v-a vizat în mod direct, a fost știrbită imparțialitatea judecătorului, fiind dând dovadă de subiectivism și există instituția recuzării care ar fi trebuit să recurgeți la ea. Nu știu dacă s-a făcut lucrul acesta. L-am pierdut, nu mai este la telefon. Pentru alte persoane care sunt în situații similare în care este pus la îndoială imparțialitatea judecătorului. Judecătorul trebuie să fie imparțial. Sunt anumite motive obiective care duc la incompatibilitate, dar este o situație prevăzută de codul de procedură civilă care cumva acoperă o sferă mai largă, care nu este reglementată la mod explicit și spune că este incompatibil atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoiel cu privire la imparțialitatea sa. Acesta este un motiv care poate fi folosit în astfel de caz și altele asemănătoare. Și dacă domnul, o să mergem puțin mai departe cu explicația, dacă cei care apelează la această instituție a recuzării poate fi admisă, ce înseamnă lucrul acesta, domnule avocat? Asta înseamnă că va fi înlocuit judecătorul care se va ocupa de dosarul respectiv și completul care soluționează cererea de recuzare va aprecia prin raportare la motivele care au stat la baza cererii de recuzare și la stadiul dosarului, probele care au fost administrate, dacă au fost deja probe viciate de această lipsă de imparțialitate, completul care soluționează cererea de recuzare are posibilitatea să stabilească de la ce punct procedural se reia administrarea probatoriului. Așa este, da. Deci dacă s-a stricat ceva până în momentul respectiv, se repară și retroactiv. În așa fel încât soluția finală să fie una legală, temenică, prin raport.
raportare la probe administrate în mod obiectiv, echilibrat, da, cu respectarea tuturor principiilor procedurale. Exact. Este foarte important, dragile spectatori, atunci când vă găsiți într-un raport juridic, să aveți alături sau să fiți asistați și reprezentați de un avocat, pentru că sunt anumiți pași, anumite momente extrem de importante care pot conduce la, la valoarea soluției definitive. Și aici aș mai preciza, tot ca și în completare pentru această atenționare și recomandare, unele măsuri pot fi luate într-un anumit termen. Și dacă nu se activează anumite pârghii procedurale în termenele procedurale, după aceea este tardiv și nu mai poți uzita de ele. Dragi telespectatori, o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Am revenit, dragi telespectatori, discutăm despre divorț și analizăm aici în studio alături de domnul avocat Ștefan Moțec din Baroul Timiș. Înțeleg că avem un telespectator deja la telefon. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Bună ziua, doamna avocat! Bună ziua! De unde ne sunați? De unde ne sunați și cum vă numiți? Mă numesc Mariana din Timișoara. Mariana, așa. Și aș vrea să pun o întrebare în legătură de partaj. Spuneți. Deci eu am divorțat în 2013. Da. Între timp, acum 8 ani, în 2016, m-am recăsătorit. Da, foarte frumos. Și nu am făcut partaj cu primul soț. Da. Și întreb numai ce drepturi mai am asupra bunurilor în momentul de față. Aveți toate drepturile, pentru că este, nu ești condiționat când divorțezi să faci și partajul, poți să-l faci oricând. Doar că trebuie să știm, aveți bunuri imobile, mobile, așa. Deci, idee. Apartament, casă, mașina era pe numele dânsului. Pe numele dânsului? Da, mașina era pe numele dânsului. Mașina, dar bine, chiar și așa, dacă a fost dobândită în timpul căsătoriei, era dinaintea căsătoriei mașina? Nu, dobândită în timpul căsătoriei. Deci toate bunurile sunt de fapt sunt din venituri comune, domnule avocat, e foarte simplu. E o situație standard, sigur. Sunt cazuri în care odată cu divorțul se face și partajul, dar nu faceți excepție de la situația cealaltă, în care sunt multe situații în care partajul are loc la un moment dat, după mulți ani. Dumneavoastră aveți toate drepturile ca și când acum ați fi divorțat, deci nu s-a pierdut nimic din ceea ce vă revine dumneavoastră. Doar că aici trebuie să stabiliți cam care ar fi cotele care vă revin fiecăruia. Legea prezumă că fiecare are jumătate, raportat la bunurile comune, dar dacă cumva unul dintre foștii soți, în cazul dumneavoastră, revendică o cotă mai mare, în sensul că contribuția lui la dobândirea bunurilor comune a fost mai mare, probabil că va încerca să obțină o cotă mai mare și împărțirea bunurilor în natură sau prin echivalent să fie mai avantajoasă în ceea ce îl privește. Dar dacă nu sunt pretenții de genul acesta, partajul se poate face amiabil la notar, este varianta clasică, mai ales dacă este vorba de imobile, e obligatoriu la notar. Iar în caz de neînțelegere, există sigur varianta acțiunii în instanță, de ieșire din indiviziune, în ceea ce privește masa bunurilor care fac obiectul proprietății comune. Deși aici, și sigur, acolo e o procedură, taxă de timbru, durează, se pot face evaluări, expertize. Foarte deci mulți bani cheltuiți. Procedura în instanță, eu nu o recomand, dacă se poate realiza pe cale amiabilă, chiar dacă una dintre părți un pic renunță, pe ansamblu s-ar putea să fie o soluție bună, viabilă și pe termen mediu-lung chiar profitabilă. O variantă pe care aș menționa-o aici, nu știu câți cunosc și am discutat deja de mediere, de mediator, această problemă în cazul în care iau anumite neînțelegeri se poate rezolva și recurgând la un mediator și una dintre facilitățile medierii, pe lângă durata scurtă, nu este un proces, pe lângă faptul că nu se administrează probe și se cheltuie bani cu probe și timp, taxa de timbru este la jumătate față de taxa de timbru care se plătește în instanță. Așa că sunt avantaje care ar fi bine să fie valorificate. Deci, doamna Mariana,
L-ați ascultat pe domnul avocat Moțec. Da. Important e să comunicați cu fostul soț și să ajungeți la o înțelegere. Este varianta cea mai bună, da? Vă mulțumesc! Numai bine vă doresc! Vă mulțumim că ne-a sunat și noi vă mulțumim, la revedere! Da, iată, domnule avocat, ați deschis această zonă, e adevărat, foarte scurt vorbim pe partajul după divorț, pentru că încă mai avem multe de discutat la divorț, dar ați subliniat un aspect important pe care oamenii trebuie să-l știe, că dacă apelează la mediator, deci prin bună înțelegere, taxa de timbru se diminuează ca și valoare la jumătate. Este o facilitate legală care poate nu este cunoscută și ar fi bine să și o noteze, pentru că este o chestie de optimizare. Taxele sunt foarte mari în instanță. Așa, extrem 3%. De mari. 3% din valoarea bunurilor de împărțit. Deci vă dați seama, dragi spectatori, câți bani se cheltuie și plus expertizele care iară sunt costisitoare, durează și așa mai departe. Iată, iar mergem către divorț și aș vrea, domnule avocat, pe scurt să vorbim de procedura, dar așa în termeni mari, când avem minori, pentru că părinții întotdeauna aproape, din nefericire spun asta că văd ce și de-a lungul anilor și oamenii pe care eu i-am reprezentat, i-am apărat, aproape că 90% nu s-au înțeles și am ajuns în instanță cu copii care au suferit enorm. Am păstrat legătura cu anumiți oameni și până și după 10-12 ani relațiile lor erau deteriorate. Și se întâmplă copilul să nu vorbească cu mama sau invers cu tata. Spuneți-ne câteva lucruri și niște recomandări către telespectatori. Când e vorba de divorț cu minori și nu se rezolvă la notar, acel divorț amiabil și ajungem în zona judiciară, este o situație care trebuie abordată cu foarte mare responsabilitate. Aparent și în prim plan, ambii soți, ambii părinți ies în față cu faptul că își doresc cel mai bine pentru copii. Doar că lupta dintre părinți poate să afecteze copiii. Deci o motivație cumva prezentată într-o notă pozitivă se poate transforma sau să aibă efecte negative asupra copiilor. În fața instanței de judecată, când este vorba de minori și părinții nu se înțeleg, asupra domiciliului, asupra altor elemente, programul de vizită și așa mai departe, instanța de judecată este obligată să administreze un probatoriu, are un rol mai activ decât așa ar trebui. Din păcate mai sunt cazuri în care și procesele de divorț și mai ales când e vorba de interesele copiilor se merge dintr-un automatism, o anumită rutină, ceea ce nu este bine. Judecătorii ar trebui să pună suflet mai mult decât și este și obligație legală. Da. Iar în ceea ce privește copiii nu trebuie să fie folosiți ca un mijloc de răzbunare sau o monedă de schimb sau de șantaj sau de a profita de pe urma copiilor. Da. Copiii au posibilitatea și dreptul să fie ascultați în fața instanței de judecată și chiar obligația, dacă au peste 10 ani, în mod obligatoriu vor fi ascultați de către judecător să vadă care este opinia și dorința copiilor. Da. Dacă sunt sub 10 ani, judecătorul apreciază dacă au acel discernământ și capacitate ca să își susțină un punct de vedere și judecătorul ține seama, în mod normal, de opinia copiilor și de dorința lor. Aici poate să intervină și alienarea parentală. Da, e o discuție amplă. O să vă opresc puțin, domnule avocat, pentru că avem un telefon. Sper să avem timp să vă continuați ideea. Alo? Da? Bună ziua! Rămâne. Cine sunteți? Cum vă numiți? De unde ne sunați? De la Brașov. Și cum vă numiți? Onică din Brașov. A, așa. Spuneți-ne, domnule Onică, ce problemă juridică aveți? Ce problemă aveți? Nu prea mai avem timp. Deci de anul trecut, din septembrie, tatăl copilului... Așa. Tatăl copilului ce a făcut? Nu a mai dat pensie alimentară. Deci și aveți... N-a mai vibrat pensie alimentară.
Am înțeles. Și ce măsuri ați luat până acum? Ați luat vreo măsură că totuși, dacă 3 luni consecutiv cineva nu plătește o pensie alimentară, puteți să apelați inclusiv la instanța penală? Am plătit un avocat, am apelat la avocat și la și din ăsta care recuperează. Executorul judecătoresc. Da, foarte bine. Da. Și n-au putut să-l execute pe tatăl? Da, uitați, umblă cu minciuni din anul trecut. Da, din anul trecut umblă cu minciuni. Haideți să vedem ce vă spune domnul avocat Ștefan Moțec. Acum, informațiile pe care le avem sunt parțiale. Dacă vreți, puteți să-l întrebați, dacă aveți nelămurit. Deci să înțeleg că procedura executării silite a fost demarată, da? Da, da. S-a făcut contestație la executare din partea tatălui? Nu, nu. Am mințit că s-a înțeles ca să-i dea banii din mână. Deci, niște trucuri aici. Dar Poprire are venituri? Lucrează undeva să se... Da, lucrează în sănătate. În sănătate, așa. Da. Deci, lucrează în sănătate. În sănătate. Acum, executorul judecătoresc își știe care sunt pârghile pe care le are la dispoziție, pârghile legale, pentru a duce la bun sfârșit acest titlu executoriu, pentru că hotărârea judecătorească sau acordul de divorț prin care s-a stabilit cuantumul pensiei de întreținere este titlul executoriu și executorul poprește contul. Dacă nu sunt încasări în conturi și sunt, dar dacă este salariat în mod cert, încasează în cont. Dacă nu, se pot fi executate chiar și bunurile acelui debitor, tatăl copilului, și ceea ce este important, chiar dacă o perioadă nu s-a încasat această pensie de întreținere, ea nu se pierde atâta timp cât debitorul este solvabil și executarea silită va recupera sumele neachitate, astfel că la un moment dat veți încasa, sau mă rog, beneficiarul acestei pensii de întreținere va încasa în mod cumulat suma din trecut. Deci cumva, până la urmă, ar trebui să se rezolve. Da. Vă dați seama, dacă ați apelat la executorul judecătoresc, cu siguranță face tot posibilul. Păi da, dar e înainte de sărbători, ca avocat. Da, e, știu. Și vă înțeleg. E adevărat, ar trebui să-l mustre conștiința și pe tatăl acela care a uitat că un copil are nevoie de foarte multe, și mai ales de dragoste, dar și de întreținere. Aveți avocat, presupun. Îmi pare rău că s-a terminat emisiunea, o să ne mai urmăriți, vă rugăm că o să dezbatem pe larg tema aceasta cu privire la pensia de întreținere și atunci vom da mai multe recomandări. Vă mulțumesc că ne-a sunat. S-a terminat emisiunea, iată, mai avem foarte puțin. Ce ne mai puteți spune? Vorbeam despre divorțul cu minori, așa pe scurt, în 30 de secunde. Divorțul cu minori. Părinții să se gândească la copii mai mult decât se gândesc la ei înșiși. Să facă tot posibilul să vadă unde au greșit, pentru că undeva este o greșeală și orice greșeală este reparabilă. Cred că dacă e să punem accentul pe lucrurile astea și punem interesul copiilor nu doar ca un slogan, ci ca o realitate, lucrurile pot reintra pe un făgaș normal. Da. Domnule avocat, vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vom continua discuția și sigur o vom finaliza, să știe oamenii, toate datele cu privire la divorț. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc mult de tot. Atât pentru astăzi, dragi telespectatori, sunt Mihaela Olaru. Ne revedem aici în emisiunea juridică Oamenii și Legea în fiecare săptămână, de luni până joi, de la ora 13, da? Și, bineînțeles, la TVR Info, de la ora 23:30. Să aveți o zi frumoasă. Numai bine. La revedere!